Accidentată la cumpărături. S-a întâmplat unei femei care s-a aflat într-un magazin exact când o bucată din tavanul de rigip s-a desprins brusc și a căzut peste ea. Alți 10 clienți se aflau în interior când s-a produs incidentul. Tavanul s-a prăbușit brusc înainte de ora prânzului într-un supermarket din sectorul 3 al capitalei. Secțiunea desprinsă a lovit o femeie în vârstă de 70 de ani, aflată la cumpărături. În momentul în care bucata de tavan s-a prăbușit peste femeia de 70 de ani, în incinta magazinului se aflau alte 10 persoane care au reușit să iasă nevătămate. Nu am rămas consternat așa când am auzit ce s-a întâmplat aici în cartier. Știți câtă lume ia de aici, tot cartierul pensionar aici vin, toți pensionarii supără pe treaba asta. Clienții care vin de ani de zile să se aprovizioneze de aici au părerile lor despre incident. La școală cum a căzut peste copii? Și astea de câți ani sunt aici? Am îmbătrânit noi cu el aici. Și aici au căzut, și aici s-a făcut. Deci aceasta se întâmplă oricărei clădiri care nu se repară cum trebuie, cum se zice. Eu vin în fiecare zi aproape și fac cumpărături de aici. Oamenii spun că ar fi văzut în magazin efectele ploii de acum câteva zile. Tot timpul a fost împlită de aici. Aici ultima dată, acolo a fost mai des în colțul ăla cât este. Dar în ploa se știa că curgea. Era apă pe jos. Dar n-am observat nimic. Doamnele foarte amabile, drăguțe. Nu, dar nici n-am văzut crăpături și astea. Dar nici nu ne-am uitat pe sus. Bucata de tavan căzută a rănit-o pe femeie la umăr și la cap. Un echipaj ISU a transportat-o la spital, unde a fost tratată pentru un traumatism craniocerebral ușor. Alte 10 persoane au fost evacuate din interior fără probleme, iar magazinul a fost închis. Reprezentanții magazinului au transmis că spațiul unde își desfășoară activitatea este închiriat și că au deschis la rândul lor cercetări pentru a stabili împrejurările incidentului petrecut la intrare, deasupra raionului de legume și fructe. Polițiștii au deschis o anchetă și fac verificări pentru a afla cum s-a întâmplat totul. Puiul vopsit pentru a induce în eroare cumpărătorii a provocat, dincolo de scandalul între autorități, revolta crescătorilor. Fermierii se jură că nu umblă cu puiul vopsit. Îl îngălbenesc din alimentație, iar totul este cât se poate de natural. În tot acest timp, românii nu mai știu dacă să cumpere în continuare puii care au carnea galbenă, dar care costă și de 3 ori mai mult decât ceilalți. Puiul Ilisei crește 60.000 de pui în ferma sa din județul Călăraș. Fermierul tună și fulgeră de când șeful de la Protecția Consumatorului a avertizat consumatorii că puii galbeni sunt vopsiți ca să pară de țară, de calitate superioară. Fermierul dă asigurări că totul este natural, iar culoarea gălbuie este căpătată doar din furaje. Există o rețetă tehnologică pentru puiul de carne. El conține undeva la 50% porumb, 30% grâu, și undeva la 15-20% șrot de soia. De obicei, de la porumb, pielea se îngălbenește un pic. Dar este o îngălbenire naturală. Dacă în furajare se administrează caroten, așa am auzit și eu, poate ca pielea să fie mai galbenă. În continuare, președintele de la Protecția Consumatorului susține că oamenii sunt păcăliți cu puii vopsiți. Consumatorii vor pui galben, dar pui galben colorat natural, de modul în care este hrănit natural, nu adăugându-i acestuia furaje care colorează atât gălbenușul cât și pielea puiului. Este nesănătos să transmite consumatorilor că acela este un pui crescut în anumite condiții când de fapt a fost colorat artificial. Reprezentanții Autorității Sanitar-Veterinare pentru Siguranța Alimentelor îl acuză pe președintele ANPC că induce consumatorii în eroare. El este un colorant permis. Acel colorant este obținut dintr-o plantă. Este dintr-o plantă. Și un alt colorant este obținut din caroteni, din morcov, toate substanțele utilizate în colorarea prin furajare sunt permise. În ceea ce privește carnea de pasăre colorată, să o consume cu încredere că nu există nicio vopsire a ouălor, a cărnii și nimeni nu a putut demonstra asta. În tot acest ping-pong dintre autorități, fermierii sunt cei care au depătimit, iar românii nici nu știu de unde și ce să mai mănânce. Ar trebui să fie foarte atent la mâncarea care vine din import. Nu mai spune pe piață că ai găsit pui colorat. Bun, dacă l-ai găsit, spune de la cine. Dă-i nume, prenume ca să știm și noi de la cine. Dar așa, în general, să spui că uite, pe piață e carne colorată. Pare că singura metodă pentru a ști ce mâncați este să bateți un drum până la țară, să veniți la un fermier care vă poate primi în ferma lui, vă poate arăta cum sunt crescuți puii și mai ales cu ce sunt hrăniți aceștia.
Protecția consumatorului acuză că unele sortimente de pui erau infestate cu salmonella, mai exact cu două tulpini periculoase ale bacteriei. Aceștia spun că urmează să publice buletinul de analize pentru a le arăta consumatorilor ce mănâncă cu adevărat. A început goana după vizele de flotant pentru înscrierile la școală. Anunțurile pentru astfel de vize au împânzit internetul. Părinții sunt dispuși să plătească 1000 de lei pentru a înscrie pe copii la școala dorită, nu la cea arondată adresei din buletin, spre bucuria celor care mai reușesc să mai strângă niște bani din astfel de servicii. Mă poate ajuta cineva cu viza de flotant pentru școala 80 contra cost, vă rog? Este doar unul din multele mesaje care circulă pe rețelele de socializare în ultima vreme. Părinții caută în disperare o viză de flotant pentru a-și putea înscrie copiii la școală sau la grădiniță, alta decât cea apropiată casei. Însă nici răspunsurile nu întârzie să apară. Stau eu aproape de școala 80. Puteți să-mi scrieți aici sau în privat? Părinții ajung să alerge după vize de flotant în căutarea celei mai bune școli. Asta din cauză că nu toate școlile sunt bune, din cauză că avem probleme cu profesorii. Însă pentru astfel de servicii scot din buzunare sume importante de bani. Prețul unei vize de flotant variază în funcție de zonă. În sectorul 3, spre exemplu, costul unei vize începe de la 300 de lei și poate ajunge chiar până la 1000 de lei. Sau să depășească această sumă dacă vorbim de sectoarele în care există școli renumite. 1500 de lei, cum v-am scris. Pentru jumătate de an sau un an maximum? Păi cât doriți, nu contează. Un an este maxim, se poate face de la o lună la un an, orice perioadă doriți. Cei care vând vizele de flotant știu deja tot procesul. Trebuie făcut o programare la evidența populației. Eu duc actele casei ce necesită, completăm acolo niște cereri. Am mai făcut anul trecut, dar nu sunt probleme. Cei care aleg totuși să își înscrie copiii la școlile și grădinițele de lângă casă se tem astfel că nu vor mai prinde locuri. Acum 2 ani știu că au fost probleme, anul ăsta sincer nu știu, pentru că aștept și eu cu nerăbdare să dea drumul la înscriere să vedem. Mi se pare iurea. Normal ar fi ca fiecare copil să învețe în zona unde locuiește, pentru că depinde foarte mult de copil. Copilul, dacă este bun, învață oriunde. Se aglomerează școlile și se creează probleme. Reprezentanții unităților de învățământ spun că fenomenul vizelor de flotant este tot mai greu de stopat. Toată lumea știe lucrul acesta. Nimeni nu poate să interzică să ți se facă o viză de reședință. Oricine poate să te ia în spațiu pentru jumătate de an, pentru un an. Că ai reședință, că ai domiciliu stabil, este considerat tot casa în care locuiești, deci nu există diferența juridică între una și alta și atunci nu avem cum să stopăm acest fenomen. Nici noi, nici organele abilitate. Școlile deja au afișat numărul de clase pregătitoare, dar și locurile alocate. Părinții pot depune cererile de înscriere între 11 aprilie și 14 mai. Timpul românilor nu este foarte prețios, o arată statistica. O oră din viața unui român valorează de 3 ori mai puțin decât a unui alt european. Este important să înțelegem că noi plătim cu timp, spun experții, ca să putem lua decizii mai bune în ceea ce privește bugetul nostru. Ceea ce mulți nu realizează este că plătesc ceea ce cumpără nu numai cu bani, ci și cu timp. O oră pentru 2 kg de cartofi, o săptămână pentru un frigider și chiar ani din viață pentru o mașină, de exemplu. Daniela a realizat recent că muncește cu trudă o oră ca să-și permită aproape nimic. Nu, eu cred că muncesc mai prea mult pentru banii ăștia puțin care... Datele arată că, la nivelul Uniunii Europene, munca românilor valorează cel mai puțin. Statistica arată că, dintre toți europenii, românii se vând cel mai ieftin. Mai exact, aceștia sunt plătiți în medie cu 11 euro pe oră, de 3 ori mai puțin decât media europeană. Valoarea timpului unui român diferă de la o meserie la alta. Un vânzător, de exemplu, câștigă 15 lei pe oră, cât să-și cumpere 5 pâini. În schimb, o oră pentru un IT-ist valorează 22 de pâini, adică peste 65 de lei. Ce poți să cumperi cu 20 de lei? Că nu poți să cumperi nimic. O pâine și, știu eu, ceva mai bun, o salată, să zicem. Deci munciți o oră pentru o pâine și salată. Da, da. Elvis a înțeles cât de prețios este timpul lui, așa că s-a documentat și a căutat metode prin care să facă bani fără să miște un deget. Salariul se face cu mâna, nu la job. Cât valorează o oră din viața ta? La momentul actual, 80 de lei. Ce vreau eu acum să cumpăr e libertate. Cunoscând valoarea timpului nostru, putem pune frână anumitor cheltuieli impulsive, spun experții financiari. Ia venitul anual,
îl împarte la 250 de zile lucrătoare și în momentul ăla vei descoperi că dacă ai un salariu, să spunem, de 4.000 de lei pe lună, valoarea unei zile este de 200 de lei pe zi, ceea ce înseamnă la 8 ore lucrate, da, 15 lei sau 20 de lei. Tot ce cumperi, tot ce plătești, de fapt plătești cu bucăți din viața ta. Dintre toți europenii mai prost plătiți ca noi sunt doar bulgarii, cu puțin peste 9 euro pe oră. La capătul opus se află Luxemburg, Danemarca și Belgia, unde angajații sunt plătiți cu aproape 50 de euro pe oră. După valul de praf saharian care a adus fenomene extreme, vremea se schimbă din nou dramatic. Meteorologii anunță temperaturi ca de vară în perioada următoare. De când se încălzește și ce maxime vom avea, ne spune colega mea Oana Guran. Bună seara, Oana, te ascultăm! Bună seara, Cristian! De mâine se încălzește treptat, iar în weekend vom avea deja temperaturi de vară în toată țara. Cel mai cald va fi în partea de sud. În capitală, de exemplu, se așteaptă maxime de 27-28 de grade, însă apogeul va fi luni, când mercurul din termometre va urca până la 30 de grade Celsius. Practic, vorbim despre valori duble față de cât ar fi trebuit să fie în mod normal în această perioadă, însă este vorba despre un episod scurt, spun meteorologii. De marți, temperaturile încep să scadă, iar maximele nu vor depăși 22 de grade, însă tot va fi prea cald pentru luna aprilie. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! Iarna nu se dedusă de la munte, iar în unele zone sezonul rece ține până la sfârșitul lunii aprilie. La fel de lungi sunt iernile și la Fundata, localitatea aflată la cea mai mare altitudine din România. Aici sătenii sunt obișnuiți cu frigul și cu zăpada din belșug. Mai încântați de atmosfera hibernală sunt turiștii care vin să respire cel mai curat aer din țară, dar și să admire priveliștea de bază. Este mijlocul primăverii, dar la Fundata iarna încă este stăpână. A nins abundent în ultimele zile, iar localitatea de la poalele munților Bucegi a fost acoperită cu un strat proaspăt de omăt, care în unele locuri măsoară chiar și 30 de centimetri. Bun venit în paradisul alb dintre munți, suntem la Fundata la 1360 de metri altitudine și astăzi ne bucurăm de ce are iarna mai frumos de oferit. Priveliștea este una senzațională, crestele munților Bucegi au fost acoperite de zăpadă, iar întregul sat a fost colorat în alb în urma ninsorilor din ultimele zile. Ne continuăm plimbarea pe ulițele satului și admirăm casele răsfirate pe dealuri. Dintr-o gospodărie, o bunicuță de 84 de ani ne salută călduros și ne primește în casa ei pentru a-i afla povestea. Mama ei, Genoveva, este văduvă, are 4 fete, 7 nepoți și tot atâția strănepoți. Femeia este încă în putere și se ocupă singură de treburile casnice. Haideți, 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 haideți! Câte păsări mai aveți, doamna Genoveva? Este cu găini, cu bibilici, 40. Creșteți pentru ouă, pentru carne? Da, da, pentru ouă, pentru carne. Când nu trebăluiește prin curte, bunica muncește în casă. Și focul în sobă tot ea îl face în fiecare zi. Cam cât de des puneți lemne pe foc? Dacă de la ora 6 am făcut foc și uitați, acum încă totuși e bine. E călduț, e bine. Ce să vă zic? Deci la câteva ore puneți, nu? Da, da. Bătrânașa a petrecut aproape toată viața la Fundata și s-a obișnuit cu iernile lungi și grele. Femeia își face provizii pentru că atunci când ninsoarea lovește puternic, ea nu poate ieși nici până la magazinul din sat. Ca să te duci prin următ să-ți iei o pâine la un kilometru e foarte greu. Cred că și mai o să mai dea încă o iarnă. Și o duce asta, mai vine alta. Deci nu credeți că asta e ultima zăpadă? Nu cred, pentru că e vârdă munte și e foarte rece. Ne luăm rămas bun de la bunica Genoveva, cu promisiunea că o vom mai vizita și ne continuăm plimbarea prin sat. În drumul nostru ne-a ieșit familia Varvara, din Constanța. Emanuel, împreună cu soția și cei 6 copii, au făcut o escapadă la munte și au ales Fundata ca destinație de vacanță. Constanța, când a plecat ieri, ploua foarte tare, vremea era cam urâtă. Dar aici chiar am rămas surprins să vedem atâta zăpadă. Am fost mulți ani la rând aici. Este foarte frumos. E liniște, nu-i trafic, nu-i gălăgie, nu-i zgomot. Acum iarna, n-am fost niciodată să vedem așa multă zăpadă sau ne place peisajul. Ne bucurăm de priveliște. Doar să stăm și ne uităm, e foarte frumos. Chiar dacă zăpada se va topi, turiștii vor continua să meargă la Fundata, pentru că localitatea arată spectaculos în orice anotimp.
Dacă poftiți la cireșe, s-ar putea să vă treacă atunci când aflați prețul. Cine vrea să cumpere chiar și de gust, trebuie să bage mâna adânc în buzunare, pentru că un kilogram costă aproape 200 de lei. Străinii sunt ceva mai norocoși. La ei, chiar dacă nu e sezon, cireșele se vând mai ieftin, chiar și cu 50%. În această piață din Sibiu, cireșele stau la loc de cinste, alături de căpșunile din Grecia, mango din Africa și pepenii din Maroc. Fructele coapte în livezile din Spania atrag privirile pofticioșilor, însă prețul ține clienții departe. Avem clienți care sunt permanenți, vin să cumpere cireșe. De obicei, 190 kg de cireșe, cireșe de Spania. De obicei, aducem fructele astea pentru, v-am spus, clienți mai special și avem cerință. Și la mango, și la ananas. Sunt zile care vinzi 2-3 kg, poate sunt zile care nu vinzi foarte puțin. O jumătate de kilogram, 90 de lei. Mai negociați dacă vine cineva să ia 2-3 kg? Normal, totul se negociază la piață. Cumpărătorii se uită și trec mai departe. Puțini sunt cei care se încumetă să cumpere chiar și o mână de cireșe. Din partea asta nu aleg nimic cireșele, mă sperie prețul și nu cumpăr. Dar arată foarte bine. Sunt pensionar. Ai văzut dumneata pensionar să-și cumpere cireșe la prețul ăsta? Nu cred. De poftă? De poftă îmi dă una și o gust gratis. Nu te întrează, nu te întrează. Nu suntem siguri că sunt naturale și nu ne tentează. Dar prețurile cum vi se par? Exagerate pentru fructe acum. Ne abținem pentru când apar cireșele noastre. Nu cred că ne întindem la cireșe. Mai așteptăm. Nici nu ne gândim la ele, așteptăm să ajungă la un preț mai rezonabil. Nu dau atât. Pot să mănânc, pot să fac o combinație de nuci, să mănânc acum, cumva, eu merg pe principiu să mănânc ce e de sezon. În Spania, locul din care sunt importate cireșele, fructele costă mult mai puțin. Pentru un kilogram, spaniolii scot din buzunar aproape 10 euro. Complet diferit stau lucrurile și în Marea Britanie. În acest supermarket din centrul Londrei, cireșele sunt mult mai ieftine decât în piețele românești. Am ajuns la cireșe. Cireșe de Chile, 10 lire kilogramul, arată foarte bine și după cum arată rafturile se și cumpără. Majoritatea românilor spun că vor cumpăra cireșe atunci când în piețe vor ajunge fructele românești, la prețuri pentru toate buzunarele. Vladimir Drăghia, câștigătorul primului sezon Exatlon, urmărește cu interes Insula de 1 milion, reality-ul de aventură prezentat de Cosmin Cernat. L-au atras spre micul ecran ideea de competiție 100% reală pentru cea mai mare miză pusă la bătaie de o televiziune din România, 1 milion de lei, experimentul social de amploare și complexitatea probelor. Bineînțeles că m-am uitat la Insula de 1 milion. Două lucruri esențiale îl fac pe Vladimir Drăghia să nu rateze niciun episod din Insula de 1 milion. Este impresionant numărul concurenților. Prima dată am vrut să zic premiul și nu știam care e mai impresionant, numărul concurenților sau premiul. Și că oamenii ăia sunt de toate felurile. De peste tot, vezi, de la vecinul de la 3 până la cel pe care l-ai mai văzut la televizor și nu știi de unde să-l iei și foarte interesant. Pentru că a trecut printr-o competiție similară pe care a și câștigat-o, știe ce înseamnă probele complexe și ce abilități presupun acestea. Probele îmi plac, sunt un fel de mix între probe sportive, probe de inteligență și probe de îndemânare. Însă îl atrage și mai mult ce se întâmplă în spatele probelor, unde concurenții își dezvăluie o altă latură a personalității. Mai important mi se pare că este să poți să fii foarte abil în spate, adică atunci când nu sunt probele, să știi să faci politica din spate, să știi cu cine te împrietenești, să știi cât de mult dai din tine, cât de sincer să fii și cu cine. Mi se pare, dacă nu chiar mai interesant, ce se întâmplă în spatele, dincolo de probe. Felul în care lucrează taberele, cum se înțeleg ei în tabere, cine pe cine bagă în față, cum își fac... și cine renunță la regulile astea pe care în societate le luăm de bune.
încă un ingredient care face din reality show-ul Insula de 1 milion unul magnetic este și prezentarea. Mi-a fost dor de vocea lui Cosmin la televizor. Îmi place foarte mult cum comentează. Insula de 1 milion, cel mai amplu experiment social televizat prezentat de Cosmin Cernat, este la Canal D sâmbătă și duminică de la 21 și lunea de la ora 20. Doamnelor și domnilor, știrile se opresc aici. De la ora 20 urmează serialul O Dragoste. Eu sunt Cristian Sabah. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită vă doresc. Și nu uitați, aveți grijă de dumneavoastră. Bună seara, dragii mei! Astăzi vremea s-a încălzit în special în sudul și în estul țării. Cerul a avut înorări temporare și a plouat în Crișana, Maramureș, Transilvania, local și în Banat, Moldova și în Oltenia și doar pe arii mai restrânse în rest. La munte, la altitudini mari, trecător au fost și precipitații sub formă de leapoviță și nisoare. Maximele zilei au oscilat între 12 și 23 de grade. Din această seară, de la ora 20, intră în vigoare un cod galben de vânt. În Crișana, Maramureș, nord-vestul Moldova și local și în Transilvania, vântul ajunge să bată cu 65 de km pe oră, iar în zona înaltă a munților Apuseni și a Carpaților Orientali, rafalele vor depăși chiar și 100 de km pe oră. La noapte cerul va fi variabil, dar se va înora treptat, în special în regiunile vestice. Sunt așteptate ploi în Banat, în Crișana și pe arii mai restrânse în Maramureș, Transilvania și în Oltenia. Temperaturile minime se vor încadra între 1 grad în estul Transilvaniei până spre 14 grade în sudul Banatului. Mâine să știți că se anunță vreme deosebit de caldă și frumoasă, cu temperaturi peste cele specifice datei din calendar, asta în special în sudul țării. Cerul va fi variabil, cu unorări prin vestul țării, unde e posibil să plouă slab, iar maximele vor oscila între 19 și 26 de grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi mai mult senin și vor fi până la 26 de grade în Ploiești, 24 de grade în Târgoviște. În Transilvania, meteorologii anunță vreme frumoasă și caldă, cu maximă de până la 20 de grade în Sibiu, 20 de grade și în Cluj-Napoca. În Moldova, cerul va fi variabil, chiar mai mult senin, mercurul din termometre urcă, iată, la 20 de grade în Galați, 23 de grade în Focșani. În vestul țării, să știți că ne așteaptă o zi destul de capricioasă, vor fi și intervale cu soare, dar să vă așteptați și la precipitații sub formă de ploaie, vor fi până la 22 de grade în Arad, 20 de grade în Baia Mare. În Oltenia avem parte de vreme caldă și însorită, 25 de grade vor fi în Slatina, 25 de grade și în Turnu Severin. În Dobrogea cerul va prezenta înorări trecătoare, maximele urcă, iată, la 25 de grade în Megidia, 24 de grade în Constanța, iar ploi vor fi doar pe arii restrânse. În capitală vremea s-a încălzit astăzi, cerul a avut înorări temporare, iar vântul a suflat destul de tare pe parcursul zilei, când rafalele au ajuns și la 50 de km pe oră. Maxima zilei a fost de 20 de grade. La noapte cerul va avea înorări trecătoare, vântul va sufla ceva mai tare, în special spre dimineață, iar minima coboară până la 7 grade. Mâine veștile sunt bune, asta pentru că se încălzește simțitor, va fi soare cea mai mare parte din zi, iar maxima urcă la 24 de grade. La munte cerul va avea înorări temporare și va ploua. Pe alocuri cantitățile de apă vor depăși chiar și 20 de litri pe metru pătrat, iar la altitudini mari trecători vor fi și precipitații sub formă de leapoviță și ninsoare. Temperaturile sunt în ușoară creștere, vor fi până la 16 grade în Sinaia, 14 grade la Stâna de Vale. Iar acum prognoza meteo personalizată. Iulia m-a întrebat cum va fi vremea mâine în Brașov. Maxima ajunge până la 20 de grade, iar cerul va fi variabil. Iar dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept toate mesajele voastre, ca de obicei, pe adresa de mail meteoaron.canalde.ro. O seară excelentă vă doresc, indiferent de vreme!